Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat vineri hotărârea numărul 56, ale cărei principale prevederi sunt actualizarea listei statelor și zonelor cu risc epidemiologic ridicat, posibilitatea redeschiderii piețelor agroalimentare organizate în spații închise și actualizarea condițiilor de instituire a măsurilor carantinei pentru persoane. Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat sunt Georgia, Serbia, Luxemburg, Muntenegru, Croația, Andorra, Lituania, Slovenia, San Marino, Austria, Statele Unite ale Americii, Ungaria, Curaçao, Suedia, Macedonia de Nord, Portugalia, Elveția, Polonia, Iordania, Italia, Bulgaria, Armenia, Cehia, Kosovo și Danemarca.